Pe fiecare plan pe care îl vedeți în cadru, deci, practic, în spațiul ăsta 3D, noi am mapat pe fiecare plan câte un element de decor. Astea patru planuri sunt planuri cu animație. Astea patru se desfășoară animația. A fost destul de dificil, că sunt ședere care nu-ți arată animația în timp real. Și, practic, a trebuit să vedem animația separat, iar apoi, după ce eram da, vedem dacă personajul este potrivit acolo unde ne-am dorit noi decor. Între timp au apărut versiuni noi, se putea lucra mult mai ușor, dar noi deja eram spre finalul filmului. Ceva de genul ăsta, adică vedeam niște glume pe un plan, încercam să ne dăm seama cam pe unde stă pe sol. Acum e oarecum mai simplu, în sensul în care încep să distingi planul, shader-ul fiind mai nou, îți, practic, îți decupează din planul ăla tot ce este alfa și îți rămâne doar desenul și e mai ușor de lucrat. Da, noi deja ne-am spre final. Așa că ne-am chinuit și am încercat să ajungem cu el spre final în sistemul ăsta. Fiind conceput așa pe toate planurile astea, fiecare element de decor desenat separat, dacă aveam un decor, îl împărțeam pe elemente și care le împrăștiam în spațiu, cam cum am făcut aici, ăsta era un decor desenat, pur și simplu de ideea, apoi am luat fiecare element din decor și am reconstruit în spațiu tot ce se vede în film. Adică, inițial a fost desenat, un plan de concept art, apoi am luat fiecare element, am desenat separat, l-am pus pe un plan, am dispus în spațiu, la o distanță mai mare sau mai mică de cameră, am creat două camere, am jucat cu paralaxa în funcție de fiecare cadru și de fiecare obiectivă care îl folosea. Și așa am obținut și stereoscopia în același timp. Sigur, ne-a ajuns la aceste tehnici, este micare de aparat. Fiind niște planuri 2D, este foarte dificil de a crea, de a construi o mișcare de aparat, așa fel încât să nu se simtă că sunt, practic, planuri 2D. Iar în unele cazuri am încercat să construim niște obiecte 3D pe care să le inserăm în conceptul ăsta de